Slăviți și binecuvântați să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Am cântat așa frumos, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Și cred că toți în seara aceasta am făcut alegerea aceasta să alegem pe Dumnezeu. De ce am ales? Să fim în casa lui Dumnezeu, în jurul cuvântului lui Dumnezeu și așteptăm ca Dumnezeu să-și reverse îndurare și har peste noi. De fapt, alegerea aceasta este o alegere bună. Sunt atâtea oportunități, mai ales în zilele noastre, dar suntem puși la încercare și suntem chemați tot mereu să alegem. Și vine lumea și ne îndeamnă să alegem atâtea lucruri, dar vine Domnul și ne îndeamnă să-L alegem pe El. Și zic că Domnul să ne binecuvinteze. M-am bucurat diminețile acestea pentru că am văzut că sunt frați, surori care au ales dis de dimineață, așa cum făcea Domnul Iisus, așa cum făceau oamenii lui Dumnezeu, în zorii zilei au ales să stăie înaintea Domnului. Și mă gândeam că Iov își aducea copiii dis de dimineață și zice că aducea o jertfă pentru fiecare. Și se ruga și stătea înaintea Domnului. Dacă cumva au păcătuit și Domnul a dat biruință, Domnului i-a plăcut aceasta și m-am bucurat pentru că în biserica noastră sunt oameni care aleg să-L slujească pe Dumnezeu și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. În după masa aceasta am ales un text care vorbește despre rugăciune și am zis eu nevoia de rugăciune și puterea rugăciunii. Sunt două lucruri de care orice om al lui Dumnezeu are nevoie. Avem nevoie să ne rugăm. Și avem nevoie să venim înaintea lui Dumnezeu. Și așa de ușor să venim înaintea Domnului și mergem înaintea Domnului atunci când trecem prin încercări. Atunci când vânturile suflă în corabia vieții noastre, alergăm la Domnul și atunci ne plecăm genunchii. Dar atunci când vin binecuvântări, atunci când Domnul revarsă har și îndurare, atunci când toate sunt bune și frumoase, parcă nu așa de repede alergăm. În textul acesta ni se prezintă aici o femeie văduvă și un judecător oarecare într-un oraș cu mulți oameni probabil. Erau acești doi oameni. Era și al treilea, pârâșul văduvei. Dar Biblia nu vorbește despre el multe, ci doar despre cei doi. Și vedem că văduva aceasta, deși n-avea nicio putere, n-avea nicio resursă ca să ajungă să-și rezolve problema. Nu ne spune cuvântul dacă ea era cu adevărat cea care avea dreptate. Bănuim și credem că ea avea dreptate. Nu știm, nu ni se prezintă problema, dar ni se prezintă de Domnul Iisus această pildă pentru că femeia aceasta a găsit o pârghie, a găsit o modalitate prin rugăciune insistentă de a-și câștiga și de a primi răspuns la problema ei. Și Domnul ne îndeamnă și pe noi. Și uitați cum spune în versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Primul lucru, noi trebuie să ne rugăm. Trebuie neapărat să ne rugăm. Și Domnul Iisus ne spune în Matei, în capitolul 26, în capitolul 26, versetul 41, spune: vegheați
și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Aici Domnul Iisus ne îndeamnă, rugați-vă, rugați-vă. Și parcă stă de noi și zi de zi ne îndeamnă, roagă-te, roagă-te. Dar de ce să mă rog? De ce e așa nevoie de rugăciune? De ce e așa nevoie ca dis de dimineață să mă scol și să-mi plec genunchii și să stau înaintea Domnului în rugăciune, să stăruiesc în rugăciune? Zice, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dis de dimineață mă scol și mă rog și zic, Doamne, nu știu ce va urma în ziua aceasta, și nu-i așa? Plecăm de acasă cu mașina. Cine poate ști ce ne așteaptă pe drum? Cine poate ști ce ne așteaptă la muncă? De câte ori n-ați fost la muncă și ați văzut pericolul care era gata, gata să se întâmple? Dar a fost cineva, a fost o mână, a fost o forță care este din afara lumii noastre, a fost Dumnezeu acolo care a pus mâna, care a vegheat. De ce? Pentru că ne-am rugat, pentru că am cerut lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi, ai milă de noi în călătorie. Am pornit de atâtea ori la drum și Dumnezeu ne-a păzit. Mi-aduc aminte că în 2015 sau 2014 am fost în Arizona cu grupul de frați, atunci cântam cu grupul de frați. Poate că o să mai cântăm cândva. Doamne ajută! Și am plecat în Arizona. Înainte de asta, cu un an aproape înainte, am avut un vis. Că am plecat undeva în misiune cu grupul de frați. Și pe drum eram pe avion cu câțiva dintre ei, știam exact numele lor, știam cine sunt și am plecat cu ei pe avion. În drum înspre unde mergeam, nu știam în vis unde mergem, dintr-o dată avionul a început să cadă. Și era un haos de nedescris în visul meu. Eu oarecum ca să amortez cumva, să fie lovitura aceea, că avionul mergea așa în cap, ziceam, e gata, ne prăbușim. M-am prins cumva de scaunul din față și am zis, Doamne, numai atât, primește în sufletul la Tine. Și în momentul ăla s-a îndreptat avionul. S-a făcut liniște în avion și m-am trezit. Când m-am trezit, eram tot transpirat. Era un vis tare așa și am zis eu, știu eu, un vis. A trecut timpul și frații zice, hai să mergem la Arizona. Și gata, mergem. Dar după ce a trecut câtva timp, mi-am adus aminte de vis. Și am zis, dacă cumva. Pentru că înainte de visul ăsta avusem altul, că soția va rămâne însărcinată și vom mai avea un copil. Și m-am bucurat tare de asta. Și era însărcinat, acum era luna șasea și mă gândeam eu, dacă se întâmplă. Dacă. Și am ajuns dimineața, plecat de aici, din aeroport, din Kitchener spre Chicago. Când am ajuns în aeroport, frații care i-am visat, că erau cu mine în avion, erau în aeroport. Alta, m-am încălzit mai tare, n-am zis nimic. Dar numai eu știu cum am stat. Și mă rugam în mintea mea, Doamne, păzește-ne, Doamne. Iar mă îmbărbăteam și ziceam, bă, și dacă se întâmplă ceva, în vis totuși o lua zborul mai departe avionul. Și am ajuns în Arizona și am răsuflat ușor și odată ce am răsuflat ușor am zis, doar un vis. Și am și uitat de el. A doua zi zice, haide să mergem să vizităm ceva pe acolo și am plecat cu mașinile. Eu conduceam mașina lui sora mea din Arizona și mergeau destul de tare și o țineam după ei, încercam să, eram ultimul în coloană, încercam să țin după ei și dintr-o dată accident în față.
și aproape la 140 de kilometri la oră frână. Și când am pus frână, am simțit că parcă nu mai ține frâna. Am simțit că dacă stau acolo, mă izbesc și din nou în mașina din fața mea erau frații care i-am visat cu mine în avion. Și ei se uitau disperați cum au auzit frânele și cumva, nu știu cum, Dumnezeu, nu eu, am mișcat de volan și am ieșit pe shoulder și am mers pe frâne pentru că ceilalți încercau și ei să ieșe, trecând pe lângă ei, pe lângă 6 mașini. Vă dați seama, de la 140 la full stop. Am ros cauciucurile la mașină și n-am atins nimic, nimic. Atât că roțile s-au stricat la mașină, la mașina lui sora mea. Și am zis, e, aici-i visul, aici-i. Da, dar dacă nu mă rugam, dacă nu stăruiam înaintea Domnului, pentru că alea 2 săptămâni după ce am luat biletul până să plecăm, tare m-am mai luptat. Și îmi venea de multe ori să zic, băi, știi ce? Bani îi pierd, dar nu mă duc niciunde. Nu mă duc, stau acasă. Frații își luase deja bilete de multe și mă tot întrebau, băi, dar nu ți-ai luat bilet? Nu, nu ți-ai luat bilet, nu. Fratele Vanciu, cum el, așa, plin de râvnă, mă întreabă într-o seară, măi, ți-ai luat bilet pentru Arizona? Și zic, nu. Păi de ce, mă, n-ai bani că-ți dau eu? Zic, nu, ia-i vorba, frate. Dar n-aveam cum să spun, așa ceva? Și am luat bilet. Pentru că m-am rugat mai înainte, Dumnezeu a fost Cel care a lăsat mâna Lui protectoare. O rugăciune în vreme bună. O rugăciune când nu era pericolul. O rugăciune când n-am văzut nimic înainte, ci doar am făcut așa cum spune Domnul Iisus în Matei, vegheați și rugați-vă. Rugați-vă. Îndemnul ăsta l-am avut și m-am rugat și Domnul a dat biruință, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi, tot în capitolul 18, aici în primul verset, spune necurmat și să nu se lase. Un alt îndemn, că ne rugăm noi așa, că ne rugăm pentru ziua care ne stă înainte, e una. Dar dacă ne rugăm pentru atunci când suntem în încercare, ne rugăm altfel. Și nu e așa că de multe ori suntem ispitiți, suntem încercați, vin gânduri care spun degeaba te rogi, degeaba mai stăruiești, degeaba te lupți în rugăciune că oricum parcă nimic nu se întâmplă, oricum nu vezi nimic. Și Dumnezeu ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat, rugați-vă și stăruiți în rugăciune. Domnul Iisus ne îndeamnă la aceasta și aș vrea să deschideți cu mine împreună la Marcul 10, versetul 47. Aici ne vorbește despre omul Bartimeu, un om care a știut să stăruiască în rugăciune. El a auzit că trece Iisus din Nazaret, și a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Fiul lui David, ai milă de mine! Doamne, învață-ne și pe noi să stăruim în rugăciune. Atunci când trecem prin încercări, atunci când vânturile, când bolile, când necazul, când lipsa se ridică, în viețile noastre să strigăm la Domnul cu tărie, căci Domnul aduce biruința. Învățăm de la acest om, de la orbul Bartimeu, că el a stăruit. A stăruit atunci când ceilalți din jur îl certau să tacă. Și mă gândesc acum la el, un om care nu mai avea multe, un om care n-avea oricum posibilitate. Era omul care stătea marginea drumului și cerea de milă. Omul acesta a știut că șansa lui este rugăciunea înaintea lui Iisus. A știut că șansa lui de a deveni și el un om ca toți oamenii
e să stăruiască rugăciune. Și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David! Aici, în versetele acestea, a fost prins de două ori. Dar oare de câte ori a strigat el? De câte ori? Probabil că a deranjat. Probabil că, știu eu, era văzut de ceilalți și l-au certat și au spus: măi, taci din gură, nu vezi ce? Domnul Iisus, El e învățătorul, rabinul. Păi El să vină la tine, să se ocupe de tine. Tu oricum ești acolo unul care cerșești, cer de milă. Vezi-ți tu de treaba ta. Nu ți-am dat noi bani, n-am avut noi grijă de tine. Oricum ai trăit prin mila noastră. Taci din gură. Dar El nu s-a mulțumit cu aceasta. El a știut că cel care poate să dă e biruința. A știut că cel care aduce victoria în încercare este unul care are putere și puterea lui poate să dă biruință, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute și pe noi să învățăm de la acest om că El este acela care ne poate binecuvânta. Apoi, rugăciunea este nevoia aceea care o exprimăm înaintea Domnului cu credință că-și Domnul răspunde și Domnul răspunde întotdeauna, slăvit să fie El. Dacă mergem din nou în Marcu, în capitolul 7, versetul 25, aici avem o altă întâmplare, o altă exemplu, un alt exemplu care e lăsat pe filele sfinte, ale cărții sfinte, care să ne arate că noi putem cere înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care dă biruința. Dumnezeu este Cel care aduce propășire. Dumnezeu este Cel care ne poate rezolva problema. Și femeia aceasta era o femeie, în versetul 25, căci îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, auzind vorbindu-se despre el, și-a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniceancă. El ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis: pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fica ta. O rugăciune făcută înaintea lui Dumnezeu, exprimată înaintea lui Dumnezeu, care avea credința aceasta, căci Dumnezeu poate să dăie biruință. Și n-am văzut și noi de atâtea ori? Nu ne-a rugat și noi de atâtea ori? N-am stăruit și noi înaintea Domnului și parcă atunci când nu vedeam nicio rezolvare, atunci când n-aveam parcă nimic și totul era închis, cumva, fără să știm noi, fără să cunoaștem noi, fără să ne putem noi descurca, Dumnezeu a adus rezolvarea. Și mă gândesc aici, mi-aduc aminte, eram copil. Atunci când comunismul a căzut în România, aveam 12 ani. Și ne uitam atunci, oarecum, așa, oricum nu se poate face nimic. Mi-aduc aminte că eram în sat și nu știai de care să te temi. Pentru că știam și ăla merge și raportează, și ăla merge și raportează, și ăla trebuie să ai grijă. Unul raporta la altul, la altul, la altul, și apoi raportau la securitate. Și veneau securitatea. Mi-aduc aminte că a venit într-o după masă șeful de post și cum era atunci încorporările la Casa Poporului, i-a adus încorporarea pentru Ticu. N-am înțeles eu tare multe atunci, dar am simțit și am știut că dacă cumva Ticu va pleca, noi nu o să-l mai vedem. Și ne-am rugat. Și ne-am rugat cu credință. Și ne-am rugat ca înaintea unui Dumnezeu care poate să dea rezolvarea.
și s-a dus la Alba, la centru de încorporare, și acolo s-a uitat femeia aceea la hârtia lui și a zis: dar domnule, tu ești prea bătân pentru încorporare, cine te-o trimis pe tine aici? Du-te acasă! Și a venit acasă. Și după ce a venit acasă, a doua zi, a venit din nou șeful de post și a început să urle, să strige: dacă nu te duci, mâine te duc legat. Și așa, și-a făcut urât, și-a amenințat, și-a strigat. Și când a ieșit afară din curte, avea o Dacia albă. Și Dacia era cuprinsă de flăcări. Ardea Dacia de nu mai putut face nimic. A ars toată, pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, atunci când ne exprimăm rugăciunile înaintea Lui, aduce biruință, slăvit să fie Domnul. Aduce biruință și nu numai că aduce biruință și răspunde la rugăciune, Domnul binecuvintează. Și dacă v-am spus întâmplarea aceasta, ne-a binecuvântat și pe noi și a rămas tată între copii. A rămas cel care aducea cele necesare acasă. A rămas acasă. Dacă nu, cine știe cum era? Nu știu cum era atunci. Din 8 erau 2 căsătoriți, 6 eram acasă. Poate că nu ar fi fost chiar așa ușor, dar pentru că am exprimat rugăciunile noastre, pentru că am venit și le-am spus pe altarul lui Dumnezeu, le-am pus acolo la picioarele Domnului. Domnul care știe să răspundă, a răspuns, slăvit să fie Domnul. Apoi avem nevoie de putere, întotdeauna avem nevoie de putere și aș vrea să privim aici la versetul 5, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tovină să-mi bată capul. Rugăciunea făcută înaintea lui Dumnezeu are putere. Are putere dacă în cazul acestei văduve a avut putere să schimbe. Să schimbe pe omul acesta care zicea oricum, el nu se temea de nimeni, nu se temea de Dumnezeu, n-avea treabă cu nimeni, el era cel care tăia și spânzura, el făcea legea. Un fel de, dacă vreți, vameș de ăsta care este aici în border între America și Canada. Te duci acolo și parcă de multe ori m-am simțit așa. Vine și așa te privește de sus și are impresia că el le are pe toate și are dreptate în toate. Și de multe ori n-are dreptate. Mi-aduc aminte că de multe ori a strigat la mine și eu m-am uitat la el și i-am spus, dar de ce strigi la mine? Că eu n-am strigat la tine. Zic, aud destul de bine. Doamne, fii slăvit, dar de ce strigi la mine? Și s-a liniștit. Altă dată a venit unul care era probabil mai mare în grad și i-a spus, pleacă de aici, a luat la actele, mi-a ștampilat pașaportul și a zis, ești liber să mergi. Pentru că oamenii aceștia, care nu se tem de nimeni, este cineva totuși care poate să-i schimbe. Este cineva care poate să intervină și atunci când intervine Domnul, atunci când se coboară Domnul, atunci când intervine Domnul, îi schimbă. Nu e așa că am văzut de atâtea ori, am auzit de atâtea ori în familii oameni care erau așa de răi. Mi-aduc aminte de sora Poșa din Sibiu, o femeie mică, o femeie care atunci când s-a pocăit, soțul ei o bătea foarte rău, o chinuia foarte rău, zi de zi o bătea și spunea să nu cumva să mai mergi la pocăiți. Într-o zi de dimineață, într-o zi de Paști, mi se pare mie, sora a vrut să meargă la biserică și omul acesta rău s-a sculat și a zis, astăzi nu te schimbi din pijamale, așa stai. Și nu ieși din casă. Dacă cumva ieși din casă, te omor. Și probabil că era în stare, sora se temea de el. Și a stat acolo, s-a rugat. În timpul acesta a primit o cântare de la Domnul. A primit o cântare frumoasă, mi-am uitat acum cântare. Exact. Te chem azi prin lumea de chin și dureri. Eu merg plângând pe cale. Și stătea acolo și s-a rugat. Și omul acesta a plecat, s-a dus
a băut cu prietenii lui, a venit înapoi și a zis, ești aici? Ești aici. Dai să spun ce am primit de la Domnul. Și a început și a cânta cântarea. Și pentru că este unul care ascultă rugăciunea, este unul care dă putere rugăciunii, omul acesta a zis, pregătește hainele și mergem la biserică. Și a mers la biserică și s-a pocăit. Pentru că cel care răspunde, cel care dă putere, este Domnul, slăvit să fie Domnul. Ar mai fi lucruri de spus de aici, din textul acesta, doar ultimul lucru, aș vrea să zăbovim un pic asupra lui, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Ne pune o întrebare. Ne pune o întrebare. Când va veni Fiul omului, vor mai fi oameni care se vor închina înaintea lui Dumnezeu? Vor mai fi oameni care vor chema numele Domnului? Și vor fi. Vor fi cu siguranță oameni care vor sta înaintea lui Dumnezeu. Vor fi oameni care vor căuta pe Domnul. Vor fi oameni care vor crede în minunile și în puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra prin oamenii aceștia. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvinteze pe toți și cu credință să înaintăm întotdeauna rugăciunile noastre, crezând că Domnul este Cel care ascultă rugăciunea. Amin!